Abia promovați în divizia B, jucătorii reghineni de tenis de masă au urcat pe primul loc în seria lor. Astfel și-au atins scopul de a nu retrograda în primul an. În cea de-a doua etapă a campionatului național desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, sportivii au jucat la Iași. Echipa formată din reghineni și Târgu Mureșeni a învins categorii cu 9 la 5 echipa din Carei, cu 9 la 8 pe cei din Iași, cu 9 la 3 echipa din Târgu Mureș. În următoarea etapă, jucătorii de ping-pong vor fi la Târgu Mureș. Iubitorii tenisului îi vor putea vedea pe divizionarii B și la Reghin, evoluând în cadrul etapei programate pentru luna decembrie.